bună ziua. Nici nu puteam să nu spun da din primul moment, pentru că, în general, sunt foarte atașat de astfel de inițiative și particip cu plăcere la fiecare eveniment în care sunt antrenați tinerii. Constat și felicit totodată Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, pentru că este foarte activă în zona Argeșului și în municipiul Pitești. Dovadă și acordul de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Argeș, care nu denotă altceva decât implicare în vederea formării bazei pentru un mediu de afaceri sănătos. Voi, tinerii, aveți un mare avantaj. Sunteți inovativi, acceptați mai ușor provocările și găsiți și soluții creative la diverse probleme. Aveți și voi nevoie de îndrumare pentru a vă asuma riscuri și a deveni independenți. Tocmai de aceea eu vă îndemn să participați la programe de înființare de companii, la workshop-uri, la târguri de produse și servicii și în general la astfel de activități în care învățați mai multe despre educația antreprenorială. Aveți o mare șansă pe care noi, cei trecuți de 50 de ani, n-am avut-o la vremea noastră, pentru că abordarea era cu totul alta. Și ar fi păcat să pierdeți această șansă, pentru că puteți deveni antreprenori de succes, de care economia locală are atâta nevoie. Din partea mea și a municipalității, aveți toată deschiderea și sprijin concret de fiecare dată când aveți nevoie. Dar, repet, sprijin concret, nu încercări jenante ale unora care doresc doar să-și cosmetizeze imaginea. Și am să vă dau doar două exemple, unul negativ și unul pozitiv. Cel negativ mi-a lăsat un gust mai mult decât amar, atât mie cât și rectorului Universității Pitești, domnul Dumitru Chirleșan. Despre ce este vorba? Acum câtva timp ați aflat, știe tot Piteștiul, că avem niște copii foarte deștepți, cu toții sunteți deștepți, iar mie îmi plac copii deștepți, membri ai unui club de robotică la Colegiul Național Zinca Golescu. Au câștigat. Sunteți în sală? Da. Acești elevi au câștigat concursul național și aveau nevoie de o sumă de bani în jur de 35.000 de dolari ca să ajungă la campionatul mondial de la Houston. Bineînțeles că gazda din această zi, gazda dumneavoastră și a mea, domnul director al Filarmonicii, a cuplat imediat, v-a dat posibilitatea să organizați acel concert în această sală. La concerte Filarmonicii la fel s-au putut strânge bani ca să vă ajute. Eu am făcut ceva mai mult, după cum știți, am venit cu un proiect în Consiliul Local, care evident că a fost de acord imediat. Și v-am premiat pe voi și pe profesorii voștri cu o sumă de 5.000 de euro. Mai mult decât atât, după 33 de ani de muncă în domeniul nuclear și fiind și membru, nu acum că nu se mai poate, membru în Consiliul de Administrație a Societății Naționale Nucleare Electrica, atât eu cât și domnul rector Dumitru Chirleșan, care este acum membru în același Consiliu de Administrație, am convins conducerea societății să vă mai ofere o sponsorizare de 25.000 de euro. Deci s-au cam atins bani. Nu ne-am bătut cu pumnul în piept, bine că voi ați strâns bani, ați putut să mergeți acolo să ne reprezentați cu cinste, dar ce să vezi? S-a organizat o întâlnire la Universitatea Pitești, la care a venit domnul ministru Burdujea și anumite personaje politice care nu înțeleg că sunt efemere, astăzi sunt, mâine nu se știe, n-au găsit altceva decât să vă invite acolo și să-și aroge merite pe care nu le aveau. Este jenant și eu nu fac așa ceva. Niciodată nu voi face așa ceva. Al doilea exemplu pe care sper să-l considerați pozitiv este, nu știu, voi ați auzit că la jumătatea lunii iunie primăria Pitești încheie, finalizează un proiect pe fonduri europene numit Business Hub, incubator de afaceri? Da? E foarte bine. Pentru că acolo vor putea fi incubate 16 firme noi, sper, dacă eu mi-aș dori să fie toate din județul Argeș, în domeniul cercetare, dezvoltare și conexe,
16 firme noi, pe care noi le vom susține timp de 6 luni de zile. Vă vom consilia pe partea de contabilitate, administrativ, management, după care 3 ani de zile vă vom plăti utilitățile, iar după 3 ani de zile veți putea, dacă veți dori, veți opta să rămâneți acolo sau să vă luați bur. Deci ăsta consider eu că este un sprijin concret. Îl vom oferi în continuare, reiterez acest lucru și vă doresc mult succes. Mulțumesc!